Bă, mă, ajută, dracu. Mă, ți-am dat prin smog la seghe ăla, ești nebun la cap. Și la asta, dacă mă enervea. Coaie! Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CS2 Hacking. Fraților, dacă mai vreți episoade genul în continuare, dați și voi acolo like să facem 500 de like-uri la acest episod. De data aceasta jucăm cu Plague. Am decis să mai joc și cu Plague, deoarece știți că am jucat în videoclipurile anterioare cu el și e super, super șmecher. Avem un match până să mai dăm de rankul din premier, bă, băieți, sunt curios, scrieți în comentarii acum ce rank credeți că o să ne dea. Nu uitați să dați și un follow pe TikTok, să intrați, să cumpărați codul, aveți primul link în descriere, să intrați pe serverul meu de Discord dacă vreți să vedeți update-uri, chestii de genul, iar pe TikTok am început să postez și chestii așa off-camera, nu numai chestii din episoade, așa că dacă sunteți curios ce mai postez eu și chestii de genul, neapărat dați acolo un follow, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Și haideți să-i dăm gol la meci, bă, băieți, chiar sunt curios ce rank o să-mi dea, pentru că, da, nu știu ce să zic, jucam pe la 15-16.000 de puncte, deci pe acolo cred că o să-mi dea. Din păcate, în acest episod nu jucăm cu Sky pentru că nu mi-a răspuns la mesaj ca de obicei, ne dă Ghost Sky și haideți să-i dăm gol la meci, bă, băieți. Și by the way, așa în timp ce ne caută meciul, nu uitați, dacă îi dați mesaj ownerului codului sau faceți un tichet pe site, puteți să primiți o săptămână gratis la cod. E o chestie super super șmecheră, e ca un fel de referral. Deci dacă scrieți că v-ați cumpărat codul de la Raul 2K, o să aveți o săptămână în plus la cod. Deci dacă o să jucăm iară pe Miraj, cred că o să dau abandona. Oh, pe la Miraj, nu poți să crezi, de bun primul meu pe care nu mai joc pe Miraj, ești nebun la cap, cred că pe toate premierele mele de până acum au fost jucate pe Miraj. În sfârșit niște oameni care cât de cât au un IQ peste media, nu știu, peste 20 în puii mei, că nu știu cât de ratat să fiți să joci. Hai să dăm, mamă, deci oricare din mapele astea îmi plac, dar banăm Inferno și jucăm Overpass, zic, băi, ești nebun la cap, vezi că Overpass, uitam Chroma, până la care ceva timp pe aia, sperăm să ne descurcăm. Și oficial a început meciul, mai avem nevoie de doar un win ca să ne arate rankul, de-abia aștept să vă băieți ce rankul să luăm. Suntem la Tero, din păcate pentru mine, pentru că aveam chef de City și omul ăla, Gunner sau care e ăla, cred că Coax ăsta, o să-i dăm direct mut, pentru că are microfonul luat de la, nu știu de la ce l-are, dar l-are, ești nebun, guys, Gobi. Hai să vedem. All rush B, all rush B. Hai să dăm rush pe B, bă, băieți, zic, pentru chiar sunt curios ce rank o să-mi dea. Bă, uite, ăștia au 16-15.000 de puncte, 16.000, ceea ce mi se pare ok. Adică dacă ne dă 16.000 de puncte, eu sunt mai mult decât mulțumit. În sfârșit, jucăm cu un cod care are și bani, hub, bă, băieți. Nu știu dacă ăla n-are Hyperion, sincer, dar ăsta vă care, adică la Hyperion aveam. O, asta chiar da prea obvious la un frate, le-am dat două capete, ești nebun la cap, mai lăsăm și pe mine să facă kill-uri. Uai, cât de ce nesimțit am fost aici, ești nebun la cap. Prea nesimțit, bă, băieți, o să jucăm un pic așa semi-rage match-ul ăsta, pentru că v-am zis că testăm și anti-cheat-ul, să vedem dacă ne luăm bani, dacă nu ne luăm. Chiar sunt curios cum se simte anti-cheat-ul pe un semi-rage ceva, hai să dăm un one-tap la ăsta. Hai că i-am dat one-tap dacă e ceva. Ah, yes, numai bine mi-a dat la un flash și o să dăm rush pe el și o să-l omorâm. Yes, și prima rundă este luată, bă, băieți, cu două kill-uri. It's Arab. No, it's not, man, what the fuck? No, it's not. It's the best country. Before Romania, yes, of course. Hai să vedem, bă, băieți. Oh, l-am văzut pe omul ăla, nu m-a văzut și l-am omorât cu un spray frumos, zic, și cu movement de ăla de silver nebun. Nici nu știu să dau. Fiți atenți ce fac la asta, că și știu, băieți. Bam. Și acum așteptăm un pic și bam, tam pa pam și am dat mare Zeus la o, mamă, ce o să ne acuze ăștia de coduri, bă, băieți. Chiar sunt curios dacă o să zică cineva că am coduri. O să încerc să nu fiu chiar așa de obvious. Mamă, ce capea, dar cred că și ăștia de la mine din echipa au cod cu aia. Nu știu dacă, nu știu ce să zic, dacă ok, la asta nu o să-i dau sau ni se face Zeusul cumva. Domn, fiți atenți, mă. A, dar la o să stea smoke până se duce smoke. Ia să vedem. A, i-a dat cuțit cu aia, cred că au cod și ei, bă. Cred că au și ei cod, bă, băieți. Ioi, bă. Cum l-o știut acolo? Ori a fost bulan, ori au coduri. Video Bilop, nu, Vidno Bilop, mamă, dar nu știu ce limba a vorbit omul meu. Bă, dar ce cuțit i-a dat asta, și asta am vrut să fac eu, dar am zis să nu fac pentru că poate se gândesc ăștia că am coduri. Ei, bine, bă, băieți, din păcate, n-am fost eu primul care să facă chestia asta. Let's rush B, guys, let's rush B, 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 B. Go B with all the power in the world. Fiți atenți că facem aici mare schemă runda asta, dăm. Uaa, ce rush a dat ăla, bă, 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 băiatule, stai cu mint. Stai cu mint. Că nu e așa. Mamă, ce lag am de la smoke-urile astea. Mi-a pușcat laptopul ăla ăsta cu SSG-ul acolo. Și am dat mare tap la om. Și o să venim. Opa, opa, opa. Hai, hai, vin cu asta să dau un Zeus. Vin cu asta să dau un Zeus. Sau dau cu SP-ul, frate. Chiar așa? Hai că îi dau cu SP-ul dacă e ceva. Dăm acolo un. Mamă, dam lag cu aia când intru. Stai cu murit ăsta, bă. Cu murit ăsta meu. Ia să vedem. A, l-a omorât. Ultimul e aici și o să-i dau un Zeus, pentru că știți că vreau neapărat. Vreau neapărat. Bă, bă, bă. Bă, 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 bă. Oh my god. Mama, am făcut 3 kill-uri runda asta și am auzit că zic că e ceva de cheating de nebunii, dar nu știu ce să zic dacă. Mama, dau inspect la bombă și îmbor bomba pe deget, ești nebun la cap, asta nu știam că se poate face, sincer să fiu. Nu știu ce zic ăștia, dar inspect la Zeus știam că poți să dai. Dar la bombă inspect, asta eu n-am mai văzut de când joc CS:GO, băieți, și
Nu știu ce să zic cu chestia asta, dar dacă pot să o învârt pe deget aia, mi se pare și mie chiar, să vedem. O învârte pe deget dacă îi da așa sau... Hai mă, învârte-o pe deget. Yes! Ia uite ce învârte pe deget. Pe pumn, nu pe deget. Ce nebun. Ia, mai vreau să văd o dată chestia asta. Hai mă, bă, s-o obișnuit să dau, să dau inspe la cuțit. Hai mă, dă-i învârte bomba pe deget, frate. Ah. Ăla o să trag acum prin asta sau nu o să tragă? Fiți atenți ce facem la om. Wow. Haideți să ne mobilizăm puțin să câștigăm meciul ăsta ca lumea, bă, băieți, pentru că practic este ultimul meu meci înainte de a afla ce rank o să am și vreau să-l fac ca lumea, păi mi-e să iau cât mai mult, ești nebun la cap, nu... Ai, de ce n-am putut să... Nu știu ce m-am gândit, că ți... Mi-am aruncat Zeus-ul cu aia din greșeală. Eu am apăsat, nu știu ce am avut impresia că... Na, în fine, nici nu vreau să zic că mă fac de căcat, sincer, băieți, nici nu vreau să zic. Hai să dăm un Free Fire-ul ăsta aici un pic să dăm cap. Oh, oh, oleu. Unu mort. Haideți, haideți. Vreau să-i dau direct pe smog, nici nu mă mai interesează, sincer să fiu. Uaa, ce l-am omorât pe ăla. Uaa, ce l-am omorât, eu fi dat info că am intrat aici? Aaa, i-o dat info la bulanjiu, i-o dat info, i-o dat info cu aia și m-am omorât că sprea, bai, ești nebun la cap, sprea paletă cu aia. Deci chiar sunt curios ce o să se fac eu cu P90-ul ăsta, că eu le-am zis că-s bun cu P90-ul, dar eu am zis așa la cate... Mamă, la RM4 și am dat smog-ul ăsta prost, rău, rău de tot am dat smog-ul ăsta, o să dau pe short pe aici, sau cum îi zice la... locația asta, că chiar, nu știu, ăștia-s doi aici. Și o să dau oraș pe ei, pentru că, sincer să fiu... Nice, bă, nice. N-am vrut să las pe ăla să moară singur, așa că am dat rush. Dacă o să am ocazia să trag prin smoke. Ah, nu merge pe aici, că s-a dus după perete omul. Mamă, cât să-ți fie în clasă, dau. Lasă-i dau prin smoke, frate. Bă, mă, ajută-te, drecu. Ma, ce am dat prin smoke la seghi ăla, ești nebun la cap. L-am paralizat și dau și la asta, dacă mă enervea. Coaie! Le-am dat prin smoke la oameni, ești nebun la cap. What the fuck, acum facem pe neștiutorii, ești nebun la cap. Facem pe neștiutorii. Why did you plan the bomb? Hey, when we got the B side, what the fuck? Mama, a plantat bomba pe aș, noi avem side-ul B. Oh, you... never mind. Ok, it's ok. Hai să dăm un Zeus la asta, la ultimul. Că pentru că știți că mie îmi place să dau Zeus-uri și nebunii ăsta ne-auzi și acum o să vină înapoi. Nu mă așteptai, bradere. Nu mă aștepta. O să-l omoare ăștia de la mine, da, la omoare ăla de la mine. Mă gândeam că poate reușesc să-i dau Zeus. Dar nu-i problem, am luat iar un MVP să face cât mai multe MVP-uri. Pentru că dacă nu știați și 100% știți, aveți, nu știu ce vorbesc ăștia de mine, dacă am coduri sau nu, habar n-am. Dacă aveți MVP-uri multe, vă ajută la rank, practic, pui mei. Nu știu, chiar îți curios după fiecare meci cum crește rankul ăla. Adică, efectiv, după fiecare meci pe care joci, îți cresc punctele alea sau îți cad când pierzi, chestii de genul. Chiar nu știu cum e noul sistem de ranking, n-am apucat să joc pe un cont până acum cu rank deloc. Aparent expira și rankul pe Wingman. O să facem și o serie de Wingman, bă, băieți, Road to Global ca înainte, pentru că știți că înainte aveam și serie de Wingman. În schimb, ce întrebare am eu pentru voi, băieții mei, care vă uitați aici la videoclipuri? Ce s-a întâmplat cu Dead Zone-ul, bă, băieți? Pentru că eu n-am mai văzut Dead Zone și ciudat că era destul de interesant așa. Na, pui mei, era o copie, adică era un Battle Royale, așa, na, pui mei, nu știu cum să zic, dar bă, era șmecher, până la urmă, era, okay, era, nu știu, mie făcea Danger Zone-ul, sincer să fiu. Nu știu de ce s-a scos, poate mă, lămuriți voi cu chestia asta. O să dau rush pe ăsta, nici nu stau la discuții. Dar o să-i dau rush. Ca să nu-i dau prin ăsta. Combi, guys, combi. Ha, 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 l-am început să râdă iară. Ăsta are AVP, stă chem cu AVP-ul. N-au ăla, bă, că s-a enervat cu famasul. Bă, ce s-a enervat, n-au cu... A, i-a dat cap la lagat. O să dăm așa un pic. O să așteptăm să vedem dacă putem să-l omorâm cu Zeus-ul. Chiar sunt curios dacă o să pot. Deci dacă le-au pe ăsta cu Zeus-ul, cel mai șmecher de pe planetă, bă, băieți. Dacă eu le-au pe ăsta cu Zeus-ul, mama, a dat smoke cu aia, vezi că dă nici la defuse nebunul. Hai că dăm rage direct pe el. Bam! Easy! Bă, ce cuțit frumos i-a dat. Am vrut să-i dau Zeus, din păcate le-am dat Zeus-ul, nu știu neaca ăsta. Mama, ai scop. Bă, ești nebunul ăsta, vezi că e skin nou ceva, că nu l-am mai văzut și vezi că e șmecher rău. Îmi place mult skin-ul ăsta. Bă, că l-a stricat cu sticker-urile alea, dar nu-i problemă. Bă, dar skin-ul chiar e șmecher. Chiar îmi place. Wow. E acau lui Mike, nu lui Milk, cu el cheamă lapte. O să dăm runda asta încă oraș pe B. Bă, chiar ar fi și mega, uite, am văzut, de exemplu, o propunere de provocare în comentarii, să fac câte un kill cu Zeus în fiecare rundă. Mă rog, aia să joc doar cu Zeus mi s-a părut, sincer, prea un pic cam turbată, sincer să fiu provocarea, dar am văzut o provocare să joc, să fac un kill cu Zeus. Mamă, frate, cum i-a dat la asta. Oleu, mamă, m-a omorât, să-mi bat picioarele. It's a diesel engine, man, look. Did you hear it? A, bă, dar du-te dracu, mă, coaie! Cum dracu nu reușești să-l omor prin smoke? Ești nebun la cap. Da, aici l-aștept. Să-mi bat picioarele. A dat nade, coaie. Ai, mă, dă-te, recu. Așa, mă, băieți, bravo, rupeți. Mamă, ce-am dat la naul ăla direct cap prin smoke. Ești nebun la cap. Să moară, bă, de ciudă, cu tot cu codul lui. Hai, că are cod, dacă e, n-are cod. Nice, și ultimul e sus, acolo. I'm bleeding the bomb, guys.
Hai să vedem, băieți. Bă, prea e zi meciul ăsta. Mă mir că nu mai dăm. Bă, știți care e chestia care mă intrigă pe mine cel mai mult? E faptul că CS:GO era plin de codați. Și acum pe CS2. Bă, dar de unde știu cu aia unde se duce la aici? Nebun, asta mă întreb eu. A, l-o fi văzut ăla. Na, că mă duc eu după el, nu l-a să salveze, nu stați liniștiți, mă băieți. A, vine pe aici, ești nebun. Și am dat direct, ești nebun, nici n-am dat la discuții. Bă, sper că nu și-o dat așa de la mine din echipă seama ca în cod. Sper că nu și-o dat seama să-mi dea kick, pentru că din câte știți, sunt solo meciul ăsta și nu am chef să-mi iau kick în meciul meu de rank up. Să mai îmi scadă și chestia aia un pic din rank. Yes, what do you want, man? What do you want? AVP? Or AK? No, 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 I buy. Oh, ok, oh, ok, ok. I drop you AK in the base, man. I drop you AK in the base. Oh, ok, never mind. Mama, am dat banii aia pe armă, băi. Bine, nu că aș avea nevoie de banii aia, dar în fine. Bă, nu știu ce să zic, fraților, cu anticitul ăsta. Mamă, și-au dat toți rush aici, ești nebun la cap. Hai, dați pic numai. Dați pic. Mamă, cu aici s-a băgat ăsta de la mine în echipă în fața mea. Nu pot să cred. Dar ăla e mort dintr-o grenadă. Dar n-am grenadă să-i dau, ești nebun. Dar nu-i problemă, că-i dau cu pistolul. Hai, brodere. Brother, hai că dau din banii hap, așa să-l prinde, ești nebun la cap. Hai, hai, brother, uite ce banii hap fac, zici că-s loliu. Ha? Nu, no, bă, dar du-te. Hai. Mamă, coaie, cât de slab, ești nebun la cap. Nu știu să joc fără cobăieță, și v-am zis, dar nu m-ați ascultat. Uite cum trag, ia vezi, zici cum trag. Oh, oh, zici că-s bot, zici că-s bot. Oh, ați văzut? Nu pot să joc fără cod. Mama, a murit cu bomba, nu pot să cred. He's low HP, low HP, man. Nice, bravo. Bă, nu muriți, bă, mamă, își vine că ăștia pierd runda din cauza mea, ești nebun la cap. Ăștia pierd runda din cauza mea, coaie. Bravo, mă, bă, ce i-a dat ăsta, ești nebun. Nice. Bă, ce-a jucat omul meu cu AVP-ul runda asta, Pala, știu ești, frate. Ninja, bă, bă, mamă, ce limbă turbata ăștia. Bă, asta cred că e ultima rundă din prima jumătate a meciului. Bine, a doua jumătate nu o să mai fie prea mult, pentru că oricum, băi, deci efectiv distrugem, anihilăm, bine că am coda, e partea a doua. Dar vedeți că nu e ocar cu meciul, adică joacă și cu baba să-l are microfon prost, dar joacă, ești nebun la cap, mamă, are toate servizi medalurile. 2024 servizi medale, ești nebun la cap, cum dracu a reușit ăsta într-o lună să facă... Bine, nu cum a reușit, ideea e că... A, probabil a ținut rankul 40 și a dat după aia redeem la medală. Dacă se mai poate face așa, că nu știu, eu făceam chestia asta în 2016, când a apărut medaliile, în 2015. De fapt, cred că a apărut, da, în 2015 a apărut medaliile. Chestia asta o făceam, am făcut-o în 2016, când am dat un an, am dat acolo, pam, și am așteptat să dau redeem. Vă dați seama că a trecut aproape 10 ani de atunci, nu vine să cred, asta mă știe, bă. Bro, mamă, ce mi-a dat cu MP9, ești nebun. Bro, good job, good job. Easy peasy, bă, băieți. Bă, cum dracu să n-auzi, bă, de unde a venit grenada, ești nebun, nu pot să cred. Și, a, nu e, acum e la round-ul ăsta. AVP who? Ah, dă-mi mie, thank you, thank you, man. Take AK, man, take... Oh, no, I give you AK, man. Throw me the AVP, nice, thank you. Get it the AK. Hai, mă, că jucăm cu AVP-ul runda asta, dacă mi-a dropat fratele meu aici AVP, bă, voiam să-mi iau, să-i dăm refound-ul ăsta și luăm Tech 9. Bă, ce fain e chestia asta cu refound-ul, dacă cumperi din greșeală ceva să poți să-i dai refound. Eu în primele meciuri de CS2 nu știu, n-a apucat să cunosc încă chestia asta cu refound, deci dacă greșeam o armă, cumpăram alta, efectiv, nu mai dădeam refound, nu mai, nebun, nu mai conta. Aoleu. La are SSG, na, 1 SSG, 1 AVP, dar îi dăm la asta pic cu AVP-ul, aia am dat Free Fire, s-a dus și acum mai dă o dată pic, bradere, mai dă o dată pic. Yes, unul mort și acum l-o să luăm pe la cu AVP-ul, nu-i problemă, bam, facem un pic de bunny hop. Pot să-i dau wallbang oare? A, dar nu pot să mai dau wallbang. Muaa, ce și-a băgat ăla, frate, acolo, ești nebun, du-te, aha, ești low HP și te-ai dus. Ăsta cu AVP-ul stă chem, dar nu știe că eu am wallhack. Uaa, mă, coaie, ce am dat, ești prost. Săracu, bă, săracu, coaie, să dea chem cu AVP-ul, voi vă dați seama și am dat mare tap din mers. La asta. Uai, de capul meu, bă. Bă, dar Mil, că ăla nu zice nimic, sau nu stă spec? Ce stă, ne? No. Let me ace, let me ace, guys. No, why did you let me ace, man? I wanted the ace. No, okay, man. I'm sorry, man. Get your ace, man. Sorry. I get my ace, man. I don't know, man. Sorry for stole that 4 kills from you, man. Sorry. Bă, și asta cred că este ultima rundă. Din păcate, pentru ei, bă, săracii, cât au... Bine, știți ce e șmecher? Că nu mai... Bine, nu neapărat că e șmecher, că parcă să zic sincer, îmi plăcea mai mult să fie 16 runde. Adică 16, 30 de runde și să câștigă, care câștigă primul 16 runde, câștigă. Dar nici nu știu ce să zic, bă, băieți. Voi ce părere aveți de chestia asta că s-a scurtat matchmaking? Vă place sau nu vă place? Eu 50-50, pentru că mai erau seri de alea în care intram și eu legit pe CS. Și îmi plăcea mai mult să fie, sincer, 30 de runde. Aveai, în primul rând, mai mult timp să dai comeback și nebunii de astea. Și în al doilea rând, bă, era mai șmecher, pur și simplu, să joci mai mult, știi? Adică să dureze meciul mai mult. Au, mamă, coaie, mi-a dat la două. Ia, dă-i, dă-i, mă, unde dai coaie? A, uite, și m-a luat ăla la alt, ești nebun la cap.
Bă, nu știu ce să zic, așa joacă cam dubios. Într-o rundă joacă de, nu joacă deloc și scizme și într-o rundă dau numai tapuri. Mamă, are cod, coaie și Cotabas ăsta, ești nebun la cap. Și eu mă gândeam cum dracu joacă așa de bine. Că man, Cotabas, you got this man, you got this, man, come on. Oh my god, nice, you got this. Mamă, și-a băgat codul în ultima rundă, coaie, ești nebun la cap. Și-a băgat codul în ultima rundă. Aaaa, de cap, bă, și-a băgat codul în ultima rundă. A, dar nu e ultima rundă, băi, penultima rundă. Apare, nice shot, nice shot, man. Cobamas, Cotamas. Bă, ce joacă omul meu, frate. Na, nice, you got skills, hai să-i dăm un bloc acum, să-l auzim. Man, nice skill, man, nice skill. Cotamas, Cotabas. Nice skill, man, you play very good. Bă, ești nebun la cam. Eu mi-am dat seama așa un pic că, bă, parcă nu știu ce să zic, dar nu mă gândeam că are cod. Adică m-am gândit că are cod, dar nu eram sigur. Și omul meu cu cod are 14.000 de puncte. A, uai, și uite câte medalii și câte medalii și nebunii are. Na, i-a dat toți rașa acolo de jos. Eu moare cu Tabas pe toți probabil. Unde asta și o să mă... Nu, nu mă întrece la kill-uri. Asta e lejer. Uite ce le dă. Deci nici... Mamă, l-am omorât pe Cotabas, bă, man. How did you die, man? Ăsta direct i-am dat. Nici nu mai are rost, frate, nici nebun la cap. Eu am zis că nu scodați pe CS, dar probabil acum mai mulți joacă legit și ei oamenii. Mamă, coaie, cât de slabă, nu pot să cred. Hai, mă, odată, dă-i pic, dă-i pic, frate. Dă-i pic, unul mor și ălălalt mor și el, ești nebun la cap, GG, bă, băieți. Bă, chiar am curiozitate, să vedem ce rancul să ne dea. Bă, mor de curiozitate, hai. Și nici măcar nu o să dau să văd dinainte, sau să dăm? Nici nu pot să dau să văd dinainte, de fapt. Haideți să vedem, bă, băieți, ce rang ne-a dat după cele 10 win-uri premier. You established, bă, 15.658, ești nebun la cap, bă. Oare cum să zic că mă așteptam la mai mult sau mai puțin, nu știu ce să zic. Parcă mă așteptam la un pic mai mult, având în vedere că nu știu dacă am pierdut vreun meci. Cred că l-am câștigat toate meciurile efectiv. Înainte când câștigat toate meciurile, îți dădea lem, că nu e chiar cam tot pe acolo, dar nici nu știu ce să zic, bă, băieți. Sincer să fiu, parcă un pic am dezamăgit. Acum nu știu înainte să iau contul de la băiatul ăsta, pentru că mi-a dat un băiat un cont și nu știu sigur dacă a pierdut el sau nu meciul înainte. În fine, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Am venit noi acum rank, suntem șmecheri. Dacă mai aveți episoade de genul în continuare, dați și voi acolo un like și o să începem și seria de Wingman cât mai curând. Să ne dea și nouă rancul, pentru că din câte puteți observa mai expirat rancul pe Wingman. Aveam Golnova 4, acum o să vedem ce o să ne dea Golnova Master. Mă rog, în fine, o să jucăm și Wingman, să vedem, stăm acolo un road to global și noi ne vedem data viitoare. Bye bye.